Bună dimineața, ministrul Justiției a vorbit în urmă cu câteva minute despre sesizările recente pe care le-a făcut la Inspecția Judiciară, prima dintre ele care vizează activitatea managerială a Direcției Naționale Anticorupție, dar și pe cea de la parchetul de pe lângă Instanță Supremă, Ministerul Public, în speță activitatea celor doi procurori cu funcții de conducere, Laura Codruța-Chioveși și Augustin Lazăr. În sesizarea transmis luna trecută către Inspecție, ministrul Justiției le cere inspectorilor judiciari să analizeze includerea în planul de verificări a acestor aspecte, verificarea managementului la nivelul celor două instituții. De asemenea, ministrul Justiției a vorbit și despre cealaltă sesizare făcută recent la nivelul Inspecției Judiciare, cea referitoare la înregistrările apărute în spațiul public, înregistrări în care este surprinsă o parte dintr-o ședință operativă condusă de către Laura Codruța-Chioveși și cu o parte dintre procurorii din Direcția Națională Anticorupție, o ședință ce a avut loc la finalul lunii martie a acestui an. În acel caz, vă reamintesc, s-au demarat deja verificările Inspecției Judiciare. De asemenea, a fost demarată și o anchetă la nivelul Direcției Anticorupție, o anchetă care i-a nemulțumit pe o parte dintre procurori care, la rândul său, la rândul lor, s-au plâns Inspecției Judiciare, acuzând o parte dintre practicele folosite în cadrul acestei anchete, respectiv faptul că li s-a cerut să fie testați cu aparatul, cu detectorul de minciuni. Da, nu știu dacă mai este alături de noi Andreea sau dacă această legătură telefonică s-a pierdut. Andreea, știu că este în continuare în ceea ce privește turbulențele interne din DNA. A fost vorba și despre revocarea a doi procurori de către Laura Codruța-Chioveși și ceea ce evident că a alimentat și mai mult speculațiile despre războiul intern de acolo. Ce ne poți spune despre asta? Așa este. Săptămâna trecută Laura Codruța-Chioveși a înaintat către CSM cereri de revocare din Direcția Națională Anticorupție a doi procurori vechi din această instituție. Este vorba despre procurorii Doru Țuluș și Mihaela Moraru Iorga. Aceste solicitări sunt întemeiate pe o serie de nereguli, așa cum le-a numit conducerea DNA, identificate în activitatea celor doi. Cei doi însă sunt aceiași magistrați procurori care au sesizat Inspecția Judiciară anterior pe acest motiv că li s-ar fi cerut să se supună testului poligraf în cadrul anchetei deschise la nivelul DNA, o anchetă care are ca obiect dezvăluirea de informații nedestinate publicității tocmai pe fondul apariției respectivei înregistrări. Ce pârghii va avea după această verificare Inspecția Judiciară, Andreea? Ce se poate întâmpla de aici înainte, după ce e gata această investigație internă? Bun, Inspecția Judiciară verifică deocamdată modul, atât cele reclamate de către Ministrul Justiției în legătură cu acea înregistrare, cât și reclamația procurorilor din cadrul DNA, cărora li s-a cerut revocarea. Rezultatul acestei verificări va ajunge în primul rând pe masa secției pentru procurori a CSM, iar în cadrul acelei verificări cu siguranță se vor face și propuneri, spre exemplu se poate propune cercetarea disciplinară, judecata disciplinară a unor magistrați sau din contră se poate clasa respectiva cercetare să se constate că nu există suspiciuni de abateri disciplinare, de exemplu, sau de încălcări ale codului deontologic.